Înțelege-mă că oricum Partidul Social Democrat pregătește o moțiune de cenzură, asta a anunțat Marcel Ciolacu, președintele partidului. Când va fi depusă această moțiune și ce așteptări aveți în primul rând? Așa cum a spus și președintele Marcel Ciolacu, noi la sfârșitul acestei luni avem o întâlnire a Consiliului Politic Național împreună cu grupurile parlamentare, atât din Cameră cât și din Senat. Noi ne dorim ca această moțiune să fie depusă cât mai repede, dar împreună acolo vom decide exact momentul. Știm cele două linii directoare, ceea ce va conține această moțiune. Prima linie va fi de o chestiune până la urmă personală a premierului Câțu, dar care aduce o imagine proastă asupra României, și anume ceea ce s-a întâmplat cu dumnealui în trecut și cu țeapa dată băncii din America și așa mai departe. O chestiune pe care eu personal mi-aș fi dorit să nu ajungem în România să avem astfel de situații. Și o chestiune de gestionare a tot ceea ce înseamnă criză sanitară și criză economică, ceea ce v-am povestit un pic mai devreme. Gândiți-vă că deficitul balanței comerciale în România este la un nivel maxim istoric. Ori aceste scumpiri în lanț ale energiei, a tot ce înseamnă energie, gaze naturale, lovesc exact în producătorii noștri. Cât mai avem? Atât cât mai avem, acești producători vor fi în dificultate să iasă, să fie competitiv din punct de vedere al prețului, da? Că noi știm că facem produse calitative, dar din punct de vedere al prețurilor nu vor putea fi competitivi pe piața internațională pentru că vor avea costuri mult mai mari cu produsul finit. Și atunci balanța comercială se va adânci. Nu am văzut nicio strategie la actualul guvern, care în afara luptelor interne acum nu se mai discută nimic, din păcate, nu am văzut nicio strategie despre cum să facem, să ne așezăm cu toții la masă și anumite produse, de exemplu din import, să le putem treptat înlocui cu produse care să fie fabricate în România. Nu am văzut nicio strategie să reducem deficit, balanța comercială, să reducem deficitul de cont curent. Sunt două chestiuni extrem de grave. Nu am văzut nicio strategie pentru reducerea deficitului comercial. L-am văzut că Florin Câțu la rectificare vrea să ia în jur de 3 miliarde de lei de la Ministerul Muncii și să-i ducă unde? La Ministerul de Finanțe, să facă ce cu ei, să fie utilizați de dumnealui în campania internă prin fondul al PNL, prin fondul de rezervă a guvernului. Ori toate aceste lucruri nu pot aduce decât dezastru, din păcate, în România. Nu pot aduce decât dezastru din punct de vedere economic, din punct de vedere social și mai ales, și ultima chestiune aceasta cu salariul minim, mai ales va duce la un exod și mai mare decât până acum al forței de muncă din România. Ori noi avem o problemă, noi trebuie să avem o strategie să ne ținem oamenii acasă în primă fază și ulterior să gândim să-i aducem acasă pe cei plecați, așa cum am făcut noi prin ordonanța 114, prin acel salariu minim în construcții și declarând domeniul construcțiilor domeniul prioritar pe următorii 10 ani.